Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare! Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru s-a născut în mai 1977. E medic primar cardiolog, doctor în medicină, cadru universitar, dar practică intens și cardiologie intervențională. Asta înseamnă lucru mult, în urgență, în cazuri grave. A studiat în România și în Anglia, e autorul mai multor articole publicate în reviste importante, capitole de cărți, de specialitate, prezentări și conferințe legate de profesia domniei sale. Lucrează la Spitalul Universitar de Urgență din București. Dincolo de toate însă, e un om cu totul dedicat meseriei sale, un medic modern, de azi, profesionist, etic, așa cum ne-am dorit să fie cât mai mulți dintre colegii domniei sale. Nu că n-ar fi, insist asupra acestui lucru, sunt mulți medici profesioniști și corecți, dar cu toții ne-am dorit ca numărul ăsta să fie cât mai mare. Așa cum ne-am dorit despre toți compatrioții noștri care fac o meserie, sunt buni și etici în meseria, să fie cât mai mulți. Doamnelor și domnilor, îi spunem bun venit la Garantat 100% și mă bucur foarte tare că e aici medicului cardiolog Claudiu Stoicescu. Bună seara, domnule doctor! Mulțumesc pentru invitație. Apreciez gestul și sunt în fața dumneavoastră cu mare drag. Mulțumesc frumos că ați venit. Trebuie să și devalez cum ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut foarte recent. În general, oamenii în România sunt foarte suspicioși. Primul lucru care se poate spune e ăsta. Ăsta a avut o problemă de sănătate, s-a dus și a dat peste doctorul ăsta, l-a scos din necaz și acum face o emisiune cu el. Lucrurile stau în felul următor. L-am cunoscut pe doctorul Stoicescu în cadrul unui congres național de diabetologie pe care am avut privilegiu să-l comoderez împreună cu doi medici profesioniști minunați în meseria lor. Am văzut prezentarea domnului doctor, care mi s-a părut extrem de spectaculoasă. Și când i-am văzut entuziasmul și felul în care prezintă ce prezintă, am zis că trebuie să discutăm la emisiunea asta. Vă să zic că cel puțin până acum, spre norocul meu, n-am avut de-a face cu domnul doctor în teritoriul direct al meseriei domniei sale. Încep foarte abrupt, domnule doctor. Ați prezentat niște imagini terifiante în conferința asta, dacă îmi spun terifiante, terifiante, cu rupturi musculare în interiorul inimii umane. Cum se poate întâmpla așa ceva? În primul rând, garantez 100% că nu ne-am întâlnit, într-adevăr, cu o problemă medicală. Și modalitatea prin care m-ați abordat să vin aici a fost total surprinzătoare. Cu siguranță că am avut un moment de stop în gândire și am zis de ce eu. Și apoi, sigur, discuția pe care am avut-o la telefon mi s-a părut o discuție extrem de altfel și am realizat că, într-adevăr, mi se întâmplă cu adevărat mie. Da, inima se rupe. Și în general când se rupe, omul moare. Dar cum e posibil? Din nefericire, structurile care se găsesc în interiorul inimii depind de niște vase de sânge. Aceste vase de sânge, din nefericire, se îmbolnăvesc. Practic, maladia secolului este ceea ce numim noi, în termeni medicali, ateroscleroză. Adică îngustarea unui vas de sânge prin depunerea unui conținut. Din nefericire, atunci când se întâmplă la inimă, produce maladia care omoară cei mai mulți oameni pe pământ, și anume infarctul miocardic. Sigur, se poate produce la arterele gâtului și avem accident vascular cerebral, se poate produce la artera piciorului și avem o problemă legată de vascularizația piciorului, la rinic și așa mai departe. Însă în momentul în care îți lovește un organ nobil, care este inima în speță, ai această complicație gravă care se cheamă infarct și infarctul la rândul lui complicațiile care unele dintre ele se cheamă complicații mecanice. Și din nefericire ceea ce ați văzut în imagine de piesă de anatomie patologică este absolut real. Inima se poate rupe într-un perete liber
și mortalitatea survine în 30 de secunde. Se poate rupe între două cămăruțe și este o chestiune de timp în care mortalitatea survine dacă nu intervii. Se poate rupe practic un ham, un pilier și atunci ai o valvă care nu se mai mișcă bine și dacă iar nu intervii, mortalitatea survine în maxim o zi, două. Așadar, este o maladie cruntă la care trebuie să tragem un semnal de alarmă important. Trebuie să spun că faptul că discutăm despre așa ceva e un fapt de cultură. Există aici la noi o obsesie la Garantat 100% să spunem că tot ceea ce se întâmplă cu noi, cu ființele umane, ține de cultură și e cultură fundamentală. Nu doar cărțile, nu doar filmele, nu doar bibliotecile, nu doar sălile de spectacol sunt cultură, ci și ceea ce discutăm acum e cultură profundă. Revin. Domnule doctor, cât de mult contează în ceea ce vedeți și vi se întâmplă în meserie, cât de mult contează felul în care pacienții trăiesc în societatea asta a noastră, felul în care mănâncă, felul în care fac sau nu fac sport, felul în care aleg să trăiască. Contează treaba asta? E foarte interesantă întrebarea. Dacă primeam cumva la începutul carierei mele, eram foarte vehement. Și cumva, probabil, mă focusam pe partea asta de a trage la răspundere un pacient pentru o atitudine exact, care nu este. Exact. Doctorii români ceartă. Greșit. Odată cu trecerea timpului am învățat că e o atitudine total greșită. În 2007, Societatea Europeană de Cardiologie ne-a dus în față o hartă SCORE, se cheamă, în care noi luăm un individ care n-a avut niciodată o problemă cardiovasculară și îl proiectăm pe această hartă SCORE pentru a vedea dacă într-un interval de 10 ani va face un eveniment grav, gen infarct sau accident vascular cerebral, fatal. Și este un joc foarte interesant pe care noi, cardiologii și mai nou și medicii de familie, îl fac. Ce este harta asta SCORE? Practic, un individ între 40 și 70 de ani poate, prin anumite elemente, să fie caracterizat pentru a vedea dacă în următorii 10 ani face acest eveniment. Ceea ce este interesant e faptul că această hartă are două proiecții în funcție de zona geografică. Dacă luăm partea de sud a Europei, da, zona mediteraneană și cumva vest, vom observa că riscul cardiovascular este ceva mai mic, moderat scăzut. Pe când dacă luăm zona noastră, dar nu numai a noastră, atenție, zona de nord-est a Europei, riscul este mai mare. Sigur că îmi vine să cred că România este la riscul cel mai mare. Greșit. Sunt și alte țări care sunt la un risc cel puțin la fel de mare. Și atunci sunt mai puțin vehement, pentru că și românul meu este proiectat într-o hartă de risc, asemenea ca un individ din Ungaria sau din Belarus, sau poate chiar Polonia. Și obiceiurile alimentare, obiceiurile ca și activitate fizică, sunt oarecum asemenea pe aceste țări. Grăsimi, și, alcool? Sigur, grăsimi, alcool, care, din nefericire, ca dietă pe partea de nord-est a Europei, diferă parță de dieta din partea de sud. Și atunci, iată că există cumva niște recomandări care sunt scrise în ghidurile noastre. Ne lăudăm în Europa cu cele mai frumoase ghiduri ale Societății Europene de Cardiologie și avem onoarea ca Societatea Română de Cardiologie să preia aceste ghiduri, să le implementeze da, foarte bine. Și ne lăudăm practic cu lucruri scrise bine și studiate bine în reviste care au greutate. Ei bine, dieta cântărește enorm de mult. Dieta mediteraneană este tipul de dietă care ar duce cu cel puțin în medie creșterea speranței de viață cu 5 ani față de o populație care nu are acest tip de dietă mediteraneană. Sigur, a zis cuvântul alcool. Gândiți-vă inclusiv la tipul de alcool care se consumă în Mediterană, vinul, da, și tipul de alcool care se consumă în nordul Europei. Este sigur că da. Și aici vine, sigur, și poți să bei vin echivalent cu alcoolul tare, cu tăria. E vorba de cantitatea de alcool pe care o bei și calitatea alcoolului pe care o ai prin tipul de vehicul pe care o aduci. Vin versus rachiu. Există o cantitate de alcool acceptată per consum per zi, undeva la una-două unități. Este ce înseamnă una-două unități? Sigur, vă pot spune exact, înseamnă 20 de grame de alcool pur. Echivalentul pentru un individ înseamnă o bere, un pahar de 150-200 de mililitri de vin sau undeva între 35 și 50 de mililitri de tărie.
Nu ai voie să depășești această valoare dacă vrei să rămâi la un risc cardiovascular intermediar scăzut. Și încă un lucru interesant, este o diferență între bărbați și femei, și asta pentru că bărbatul are onoarea ca la nivelul stomacului să aibă alcool de hidrogenază, ceea ce este o enzimă ce îți elimină alcoolul înainte de a intra în sânge. Și sigur, nu toate femeile și nu toți bărbații au acest balans, dar este important. Pentru mine ca medic e important să am în față un pacient și să încerc să-i explic aceste lucruri. Dar cel mai important lucru, să știți, că este individualizarea sfatului. Uh-huh. Niciodată nu da același sfat la toți pacienții, pentru că îi vei pierde. Sunt pacienți care ascultă un sfat și același sfat nu este ascultat de celălalt pacient. Vă dau un exemplu simplu legat de cum anume să-ți administrezi o medicație. Am pacienți care sunt proactivi, la ora 6 urcă sus la o macara și nu știu ce face. El nu va vrea niciodată să ia medicația dimineață, de teamă ca medicația respectivă să nu-i încurce muncă acolo. Și atunci ce fac? Gândesc o medicație astfel încât la sfârșitul zilei, când a venit acasă, să-i dau o medicație cu efect pe 24 de ore, iar el să fie liniștit că dimineața când va urca pe macară este ok. E limpede. Dar de asemenea am o pacientă de 75 de ani care mă roagă să-i dau de 3 ori pe zi medicație, pentru că ea stă acasă și este extrem de atentă de această medicație. Nu-i voi da medicația domnului care lucrează sus pe macară. Vă dau o medicație adaptată. Trebuie să vă întrerup aici, domnule doctor. Vă rog. E nevoie de foarte multă răbdare să faci lucrul ăsta. E nevoie de foarte mare respect pentru pacient să faci lucrul ăsta, dar de fapt e nevoie de foarte mult respect pentru demnitatea umană să faci lucrul ăsta. O să zic foarte direct. Nu o să spun mulți, o să spun unii dintre colegii dumneavoastră și am să mi-asum răspunderea de a spune că practicați practicați cea mai serioasă meserie din lumea asta. Sunt și alte meserii care sunt foarte serioase, dar dumneavoastră practicați singura meserie care poate să facă diferența între viață și moarte, de fapt. Restul, putem să lucrăm cu foarte multe metafore, cu multe lucruri concrete, dar în meseria dumneavoastră e singurul loc unde ființa umană poate să facă pentru o altă ființă umană diferența între viață și moarte. Revin. Când te duci la un medic, e foarte important să nu te certe. Și nu numai că e important să nu te certe, e important să priceapă că fiind bolnav, ești într-o situație de profundă vulnerabilitate, ești mult mai slab decât el ca ființă umană, ești vulnerabil grav în momentul ăla. Cred că lucrul cu pacientul e ceva despre care ar trebui să se vorbească mai mult în România. În meseria mea, care și probabil în multe alte meserii, există un risc major, să te erodezi. Și în momentul în care te-ai erodat, ajungi să fii cumva cu altfel de atitudine decât entuziasmul pe care l-aveai la început. Etica pe care o ai în meseria noastră este una la un standard înalt. Din nefericire, uneori lași să intre în trăirile tale alte lucruri decât ar trebui să le lași și asta, din nefericire, se manifestă în relația pe care o ai cu pacientul. Lipsa de răbdare, nu faci o poveste continuă cu el și nu afli nevoia lui și în contextul acesta ajungi să fii ca o imprimantă în care poți să apeși pe un buton și să scoți o prescripție să o dai. Undeva în 1976 se devin niște termeni foarte deștepți care înseamnă cumva aderență a unui individ la povestea aceasta medicului. Da. Până atunci vorbeam de complianță. Complianță înseamnă un fel de obediență a individului în fața mea, care sunt cumva foarte sus. Sunt un individ care deja am multă carte, am făcut mult să ajung aici, sunt frustrat pentru că fac 6 ani de facultate, după 6 ani de facultate fac 6 ani de specialitate și după 12 ani de altă școală ajung să am o parafă să fiu liber și încă 5 ani în care ajung să fiu medic primar. Exact. Unde ajungem? Ajungem la 17-18 ani de școală. Și atunci când ajungi în punctul acesta, din nefericire, undeva pe la vreo 40 și un pic de ani, riscul este cel pe care l-ați zis. Să te uiți undeva de aici la pacient. Și în 76, Socket și Haynes zic așa, hai să schimbăm conceptul de complianță, de obediență a individului, într-un concept de aderență, care tu, ca individ, îl înțelegi pe cel de lângă tine. Și îi înțelegi nevoia.
și împreună cu el stabilești drumul pe care ăsta trebuie să-l aibă. Gândiți-vă că un pacient are în minte întotdeauna trei întrebări. Prima întrebare este aceea de afla ce are. Am venit la tine pentru că mă doare în piept, mă doare cap, mă doare, fac ceva, ce nu e ok și vreau să știu ce am. Tu ca individ trebuie să-i dai un diagnostic și provii cu un diagnostic, de cele mai multe ori acurat și ok. A doua întrebare pe care o are pacientul, știți care este? Ce fac eu acum, având acel diagnostic, să scap de boala respectivă sau să o controlez? Și tu vii cu o prescripție, cu o atitudine medicală, cu o intervenție pe care o dai. 90% dintre noi nu oprim aici. Și pacientul pleacă. Dar el mai are o întrebare în cap. De ce este nevoie să fac toate lucrurile acestea? De ce fac eu lucrul acesta? Și aici, într-adevăr, se transformă cuvântul complianță în aderență. Adică eu îți explic de ce ai nevoie. Mie este ușor mie. Din fericire pentru mine, gândiți-vă că mă ocup de pacienți gravi cu infarct miocardic acut majoritatea dintre ei. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că un pacient vine în terapie intensivă coronariană și stă lângă un alt pacient. Da. În general, ei ajung acolo după ce le fac o intervenție la inimă și reușesc să-l deschid un vas de sânge de care vorbeam la început, loc în care de cele mai multe ori implantez o proteză metalică. Și-l așez în această terapie intensivă coronariană. Nu există săptămână în care doi pacienți să nu aibă o problemă în acest tip de salon, care unul să facă stop cardiac, să intervii, să-l pierzi sau să nu-l pierzi. Cel de lângă el îl vede. Vă dați seama cât de ușor îmi este mie să explic de ce este necesar să faci ce zic eu. Pentru că poți să ai și tu evoluția asta. Sigur, odată ce ies din terapie intensivă și mă duc la salon, probabilitatea de impact este mult mai scăzută pacientului care este foarte grav față de pacientul care e mai puțin grav. Și atunci începe, practic, arta ta ca medic de a începe să explici de ce. Iar când ies din salon și mă duc în ambulatoriu, în afara spital, da, în cabinet, este și mai greu. Pentru că acolo pacienții, în general, vin cu probleme relativ ușoare, cum ar fi o hipertensiune arterială, un colesterol mare și o scară de risc de care vorbeam, harta score, în care, da, îl proiectez și îi spun cam unde s-ar afla. Dar și acolo trebuie să-i spun de ce este necesar să iau o medicație pe care eu prescriu. Dacă nu dai răspuns la acest de ce, pacientul respectiv are o probabilitate foarte mică să rămână în ceea ce îi recomanzi tu. Pe harta score despre care vorbeați, dacă eu o schimb acum și fac eu o harta score care e adresată medicilor, și dacă ar fi să o construiesc acum... De proiecția mea. Da. Aș întreba, unde credeți că există cel mai mare risc să apară în meseria dumneavoastră cinismul grav? Cinismul ăla care vă depărtează și de pacient, vă depărtează și de noțiunea de empatie, dar într-o foarte bună măsură vă depărtează și de meserie. Pentru că arta despre care vorbeați, meseria despre care vorbeați, pentru că eu cred că sunt două împreună, e și meșteșug și artă în povestea asta, sunt și meșteșug și artă, cred că lucrurile astea dispar în momentul în care ai senzația că ești o divinitate și uneori ai toate motivele să ai senzația asta. Și în momentul în care devii un om cinic, pentru că lângă tine mor oameni, pentru care de cele mai multe ori n-ai ce să faci. În ceea ce vă privește, unde credeți că e riscul ăsta? Există riscul să deveniți cinic? Este o întrebare foarte grea. Cred că automulțumirea individului este unul dintre cele mai mari păcate în meseria mea. În momentul în care crezi că ești într-un punct foarte înalt și din punctul respectiv nu mai cauți, practic, acele informații care te ajută să vezi un pic altfel, puțin altfel, perspectiva din jur. În meseria mea trebuie să citești zilnic. La fiecare primăvară și în fiecare toamnă sunt două congrese mari internaționale ale Societății Europene de Cardiologie în care apar date noi. Datele sunt atât de noi încât la un moment dat lucrurile se pot contrazice față de datele vechi. Dacă tu te automulțumești și nu ești cu un pas înainte și nu îți faci up-to-date-ul, riști să cazi în capcana pe care a spus-o. Vă dau un exemplu. Vine la mine un pacient, să-i spunem Ion, e un om extrem de frecvent în România și este un individ care nu are mare lucru, o hipertensiune ușoară,
poate un pic de colesterol crescut, dar nici așa. Și venind la mine în fiecare an, în fiecare toamnă, anul acesta mă întreabă cum sunt. Și spun, am două vești să-ți dau. Una bună și una proastă. Cam banc. Cum dorești să-ți dau? Și îl spune să începem cu aia bună. Zic că au venit analizele de la laborator și valorile, să spunem, colesterolului sunt ca cele de anul trecut. Se bucură. Anul trecut i-am spus, ești ok. Mergi acasă, ai o activitate fizică de, cu o dietă condusă în ritmul ăsta și așa mai departe. Bun. Și care e vestea proastă? Zic, vestea proastă este că acum 3 zile s-a publicat nouul ghid de dislipidemie. Și ceea ce acum un an era bine, anul acesta nu mai e bine. Da. Sigur, el râde asemenea dumneavoastră, dar e o realitate. Întotdeauna există populații de indivizi urmărite în timp și aceste populații de indivizi urmărite pe perioade de ani de zile observat că la anumite valori de colesterol au o rată mai mică de evenimente cardiovasculare. Eu nu trebuie să urmăresc chestia asta, dar medicul de familie ar trebui să știe despre lucrurile astea în mod normal, nu? Că e... Medicii de familie din România, majoritatea dintre ei, sunt oameni care încearcă să înțeleagă lucrurile acestea și fac un efort. Am un mare respect pentru ei. Sunt oameni care, din nefericire, sunt supraasaltați. Și dacă ar fi, s-a făcut o statistică, din nefericire, nu în România, dar în România ar fi mult mai gravă, dacă ar fi să vadă corect fiecare pacient de pe o listă, le-ar trebui 23 de ore să lucreze 7 zile din 7. Exact. Ceea ce este imposibil. Și atunci, sigur, când dai peste ochi și te automulțumești și ajungi. Dar, în general, există programe sau există cursuri în care acești oameni, și nu numai ei, și noi, facem pregătire și suntem întotdeauna cu un pas înaintea noului sau dacă e noul om și îl aplicăm meseria. Ce-i spuneți cuiva care spune așa, medicul de familie... Mărturisesc că mă enervez când aud lucrurile astea și aș vrea să întreb un om de meserie despre așa ceva. Aud oameni care spun medicul de familie. Și știți cum spune medicul de familie? Referindu-se în mod evident la un medic inferior. E cineva care e plasat pe o treaptă inferioară medicului specialist. O să vă rog frumos să-i spuneți cuiva care gândește în felul ăsta cum stau lucrurile de fapt. Gândiți-vă că este o ironie. Eu am ajuns să fiu cardiolog. Cardiologul are de ales între 3 ramuri importante. Se cheamă zona de imagine, imaging în engleză, care există o ramură extrem de importantă, să vezi inima cu diverse aparate. Mm-hmm. Apoi este partea de electrofiziologie, care ești electricianul inimii, și este partea de intervențional, cum ați făcut prezentarea la început, care ești cumva cel care te ocupi de țevile inimii. În zona de țevi unde sunt eu, ajung să mă supra-specializez și mai mult, să mă ocup în special de o anumită categorie de indivizi din zona respectivă. Adică ajung să știu absolut totul despre absolut nimic. Ăsta este supra-specialistul. Medicul de familie are un alt blestem. Trebuie să știi absolut totul la nivel de siguranță despre absolut tot. Respectul pe care l-am pentru un astfel de om este foarte mare. Gândiți-vă că el trebuie să managerieze pacienți cu probleme gastrointestinale grave, neoplazici gravi, cardiovasculari gravi, ba chiar copii, ceea ce înseamnă că area lui de cunoaștere trebuie să fie într-o cu totul altă zonă. Trebuie să dăm fiecărui individ ceea ce trebuie să dăm fiecărui individ și nici de cum să considerăm o specialitate superioară celelalte. Dacă pentru tine problema gastrointestinală a apărut, să știți că este cea mai gravă, chiar dacă iubești cardiologul cel mai mult și atunci te vei duce la un gastroenterolog. Și povestea continuă. Pentru tine ca individ, cea mai importantă problemă este problema ta de sănătate. Și ai nevoie să-ți o rezolve acel individ. Dacă poate medicul de familie să te liniștească, să-ți dea ceva și să nu mai fie nevoie să te duci în spitale, să aștepți, să știm cum e, da? Este minunat, pentru că ai un medic de familie balansat, echilibrat, care știe și atunci e bine. Trebuie respectat un astfel de om. Domnule doctor, trec la un subiect de care cred că sunt interesați toți cei care ne urmăresc. Asta înseamnă că nu mai trebuie, ce ați spus mai devreme, harta de risc, faptul că gramajul ăla de alcool scade, firar el să fie, de la un an la altul. Nu mai poți să mai mănânci o ceafă, nu mai poți să mai mănânci o slănină, nu mai poți să mai mănânci o prăjitură. Trăim într-un spațiu cultural
în care avem senzația că dacă nu facem lucrurile astea, ne emasculăm, ne depersonalizăm, ne aneantizăm ca ființe. Pentru noi mâncarea, statul la masă, băutul, țuica, vinul, pălinca, vodka, lucrurile astea sunt consubstanțiale cu felul în care trăim aici. Ce e de făcut în situația asta? Cine cere unui pacient să facă toate aceste lucruri e un nebun. Cine cere să facă asta greșește grav. Gândiți-vă așa, în 2016 apare ghidul de prevenție a Societății Europene de Cardiologie, unde e un capitol dedicat dietei. Da. Mineralelor, alcoolului. Încheie acest capitol cu ceea ce se cheamă gaps in evidence, adică lucruri pe care nu pot fi duse la capăt, nu știm să le rezolvăm. Și spune așa, schimbarea conceptului de dietă a unei populații este cel mai greu lucru de făcut cu acea populație. Evident. Al doilea cel mai greu lucru este ca cel care a schimbat conceptul să-l mențină. Categoric. Și atunci ce e de făcut? Cu siguranță că indivizii la risc foarte înalt și înalt trebuie să înțeleagă faptul că lucrurile trebuie să fie schimbate un pic mai dramatic. Dar vor fi momente în viață, și eu le voi da cheiul pacienților mei, momente bine definite și sunt foarte fericit când știu de aceste momente. Crăciun, Paști, Revelion, onomastică, o sărbătoare aparte, undeva la 10, 15, 20 de evenimente într-un an în care ei sunt mult mai relaxați cu ceea ce au în față. Dar asta nu înseamnă că trebuie să rupă sticlele. Nu vor rupe sticlele. Unii or să o facă, dar hai să credem că nu toți or să o facă. Dar în toate celelalte zile, el își va schimba mentalitatea legată de dietă. Dacă îi spui unui individ care n-a mâncat niciodată pește, du-te și mănâncă de două ori pe săptămână pește, da. E gravă situația. Dar odată ce el intră într-o familie a lui și familia înțelege acest lucru, vă garantez că ușor, ușor, știind că va mânca și slănina și ceafa lui, când va veni timpul, își va adapta stilul de viață. De asemenea, gândiți-vă de unde porniți. Un stil de viață schimbat la 50 de ani și un stil de viață schimbat la 75 de ani. Categoric. Voi fi mult mai relaxat cu individul de 75 de ani față de individul de 35 de ani. Nu uitați, avem în perioada noastră de gardă, de infart, de joi, o medie de 8-10 pacienți cu infart. Din acești 10 pacienți cu infart, 2 sunt sub 40 de ani. Wow. Am avut pacienți de 25, 28, 30 nu mai vorbesc, iar peste 40 sunt majoritatea. La 50 este un maxim. Gândiți-vă că la cel de 30 puțin de ani, voi avea o atitudine un pic diferită față de cel care are 60 un pic, 70 un pic. Dar întotdeauna îi voi arăta speranța pe care o are de trăit și că trebuie să-și atingă această speranță de viață. Un infarct miocardic acut, din nefericire, va termina foarte greu în evoluția ta ca individ. Dar asta nu înseamnă că ești condamnat la moarte într-un interval foarte scurt. O atitudine schimbată și după acest moment este important. Și acum trecem în partea de prevenție primară, adică individul care n-a făcut niciodată nimic și care, cum spuneți, mănâncă, are masa plină, bogată, îmbelșugată, udată, cu... O, da. Individul acesta, cu adevărat, este cel care va avea beneficiu cel mai mare la schimbarea stilului de viață. Dar așa cum spune și ghidul nostru, e foarte greu să faci lucrul acesta, iar dacă o faci, e foarte greu să rămâi. Gândiți-vă la dietele de slăbire. Câți cunoscuți de-a dumneavoastră nu aveți care au avut o dietă, au avut o altă dietă, au avut o altă dietă? De mulți. Ce? Pentru că au de-a lungul a 7 ani, 7 diete, foarte pentru mulți. Că... căderea în această atitudine este o frecvență și o normalitate pentru trebuie ei. Să vă opresc un pic să vă spun că prin observație directă văd că totuși schimbarea asta de stil și ea are loc în foarte multe teritorii pentru foarte multă lume. Am prieteni care de azi pe mâine încep să alerge, am prieteni care de azi pe mâine schimbă radical stilul de viață, etc., etc. Unde se întâmplă așa ceva, observ în aceeași măsură și o profundă frustrare mascată în tipuri noi de comportament. Adică e clar că la nivel cognitiv, oamenii ăia suferă din cauza faptului că ceva s-a schimbat atât de radical într-un timp atât de scurt. Așa este.
Ideea de activitate fizică este iar o idee foarte interesantă. Se spune cât am eu indicație să fac activitate fizică. Ghidurile noastre spun undeva la 150 de minute de activitate moderată pe săptămână. Și atunci, dacă împarți, vei avea calupul publicitar de la TVR în care spune activitatea fizică undeva 20-30 de minute. Dar să știți că sunt câteva date foarte interesante. Și anume, sunt indivizi care ajung să facă activitate fizică mult mai mult decât susținută. Exact. În ideea în care rezolvă ceva. Să știți că asta nu se corelează cu sănătate mai înaltă. Există date din numai de mult de două săptămâni publicate în care, uite, spre exemplu, fibrilația atrială este o aritmie a inimii, da. Se corelează în momentul în care ai făcut în trecut cu o activitate fizică intens susținută, ca și recădere sau ca și episod nou apărut. Adică acolo în inimă se pot întâmpla anumite modificări care în timp, prin activitate, peste ceea ce poate organismul tău să facă, să ducă la altă patologie decât, sau la o patologie la care tu nu te-ai gândit. Mai există și posibilitatea să gândesc așa. Dom'le, azi fug 20 de kilometri, da. Ceea ce îmi permite să beau jumătate de sticlă de vodcă și două, trei sticle de vin. E o balanță. Adică 30 de kilometri alergați într-o zi la un maraton. Mâine pot să rad o sticlă de vodcă. Nu se e o problemă. Legea compensării. Dacă fac pe o parte ceva foarte bine, îmi permit să las cumva lațul mai larg undeva în cealaltă parte. Total greșit. Din nefericire, toate elementele trebuie echilibrate. De la, știți, banalul ăla, banala sare pe care o mâncăm, până la o activitate fizică deștept condusă și adaptată organismului și vârstei tale. Foarte important lucrul acesta. Și să nu uităm că activitatea fizică nu este o chestiune care se raportează doar la ceea ce se cheamă inimă. Se raportează inclusiv la articulațiile tale. Am o foarte bună prietenă ortopedă și care zâmbește întotdeauna și spune întotdeauna oamenii că fac activitate fizică se gândesc la sănătatea inimii, dar uită că își pot modifica extrem de multe structuri articulare la care la 60-70 de ani trebuie să faci alt tip de activitate fizică decât cea pe care o gândește. E important să ai asta în minte și să gândești ca un tot organismul și nu doar o structură pe care o vrei sănătoasă. Știți? Când am început această discuție, v-am spus că ateroscleroza e maladia secolului. Știți, ateroscleroza practic nu are un organ predefinit. Ateroscleroza se găsește în cele mai neînsemnate elemente care se cheamă vase de sânge. Gândiți-vă că inima e de ajuns de puternică ca și structură să ne țină mai mult decât ne ține realitate. Pe ea o trage înapoi practic vasul de sânge. Creierul de asemenea. Este mult mai ok gândit și structurat, dar pe el îl trage înapoi vasul de sânge care se îmbolnăvește de ateroscleroză și ajunge să sufere creierul. Și lucrurile merg mai departe. Cu alte cuvinte, țeava mea este problema și nu unde ajunge ceea ce este în țeava mea, organul final. Asta suferă din cauza țevii mele. Și atunci trebuie să gândesc totul integrat. De la vasul de sânge, care înseamnă prevenție, harta score și așa mai departe, dar și celelalte organe care sunt extrem de importante și structuri care trebuie să le adaptezi activității fizice, atitudinii și așa mai departe în funcție de vârstă și ceea ce sunt eu ca individ. Două chestii la care vă solicit două răspunsuri rapide, după care trecem la altceva. Unu, ce le spuneți celor care văd zeci, sute de reclame la televizor sau în presă scrisă, puțină cât a mai rămas, sau în rețeaua socială, despre produse miraculoase care dizolvă fără nicio problemă ateroamele, plăcile de grăsime. Oh, este un subiect extrem de delicat. Și știți de ce? Nu m-ar încurca aceste produse dacă ar fi consumate în detrimentul produselor corecte. Dacă aceste produse sunt consumate împreună cu ceea ce prescriu eu, își închid ochii. Din nefericire, sunt produse care împing produsele mele la o parte. Respect dorința unui individ să se informeze. Respect dorința unui individ să apese pe butonul de search, motorul cel mai important. Da, da, da. Domnul search, și noi dăm numele, este domnul care îmi răspunde la problemă. Și din nefericire, informația vine din nefericire articole care n-au nicio legătură cu știința. A ști să cauți și să găsești răspunsul, să știți că nu este un lucru foarte ușor.
este, mi-aduc aminte, vă dau un exemplu, mi-aduc aminte, anii 90, anii 80, dacă tata deschidea capota la mașină, vă spun că existau cel puțin doi vecini în 5 minute care veneau și își băgau nasul acolo. Și rezolvau problema. Prost, de altfel. Că te ducea până la urmă la service. Dar ei se pricepeau. La fel este și aici. Deschizi search și două, trei căutări și găsesc problema. Și o rezolv greșit. Aceste produse n-au niciun drept să împingă produsele prescrise de noi. Știți ce se întâmplă? Pacientul scade doza la ceea ce îi prescriu eu, elimină la ceea ce îi prescriu eu, pentru că asta ajunge să înlocuiască. Și el spune, nu mai iau medicamente, mă tratez cu chestii naturiste, naturale. Excelent, bravo. Gândiți-vă la un alt exemplu, îmi place să-l dau. Pacienții mei au probleme cu dislipidemia, cu grăsimile. Și eu le prescriu o medicație care a scăzut grăsimea. Și fiecare individ are o țintă bine stabilită, pe care o ating cu un anumit medicament, mai adaug ceva și bine gândit. Cum ați văzut și la congresul pe care exact. L-am prezentat. Adică lucrurile sunt structural vorbind bine scrise. În 2020 nu mai avem probleme de prescripții. Știm ce să facem. Cu toți. Da, știm. Mulți. Omul ăsta merge cu rețeta compensată, cum este ea, la farmacie. Și a dat-o la farmacie. Și în momentul în care farmacistul vede rețeta, obligatoriu la o rețetă compensată, are un produs pe care îl recomandă. Și spune, la rețeta aceasta aș vrea să vă dau un hepatoprotector. Știți ce înseamnă această vorbă în mintea unui pacient? Nu înseamnă nici de cum ceva grav pe moment. De el când ajunge acasă, este marcat de cuvântul hepatoprotector. Înseamnă că am un hepatodistrugător. Dacă cineva mi-a recomandat un hepatoprotector. Păi da. A doua oară când se duce, întreabă sau caută în sărci și își diminuă doza de medicație pe care o dau, o elimină sau vorbește cu farmacistul. Nu toți fac asta, dar din nefericire am pacienți care vin cu produsele de care mi-a zis și spun, am un echivalent pentru medicamentul dumneavoastră la care am scăzut doza și îl iau și pe acesta ca să am o problemă. Unde suntem? Suntem probabil la specialistul care are alt specialist și alt specialist lângă el și rezolvă problema din capota mașinii Daciei 1310. E bine să lăsăm profesionistul să-și facă treaba. Din nefericire, nu chiar toți își fac treaba, dar atunci când cineva își face treaba, lasă-l să-și facă treaba. Ajungem și acolo. Și iarăși, foarte scurt, ce îi spuneți celui care zice așa? Domne, e bine doctorul ăsta pe care l-a invitat, om tânăr, școlit, știe carte, face chestii, dar a se slăbi cu lucrurile astea așa precise, cu tabele, cu valori, cu nu știu ce. Că ăia de la țară, bătrânii noștri, băgau pălinci, băgau țuici, băgau cefe și bunicul meu a murit la 97 de ani și n-a avut nicio problemă. Îmi place exemplu. Statistica individuală este una dintre cele mai periculoase atitudini în medicină. Din nefericire, o auzi la colegii mei. Eu am pacienți care l-au fumat, au băut și au trăit. Statistica individuală este pericolul numărul unu. Imaginați-vă că la acest individ de 90 de ani, care a fumat, a băut și tot ce ați enumerat dumneavoastră, există cel puțin 20 de indivizi care au murit la 70, 72, 75, 70, pe care, din nefericire, cel care îl dă ca exemplu pe nonagenar, uită să-i vadă și pe aceștia. Noi nu gândim pacienții după statistică individuală, gândim pacienții după o statistică bine gândită a trialurilor, a studiilor mari, publicate și urmărite bine controlat, adică au intrat 100 de indivizi în urmărire timp de 10 ani, eu vreau să văd ce s-a întâmplat cu cei 100 de indivizi după 10 ani. N-au avut de la televizor, se întreabă acum. Se întreabă, da, domnule doctor, dar ăla de 98 de ani, cum a scăpat? Ăsta este o excepție genială pentru care o genă pe care tu nu vei avea niciodată. Și din nefericire, gena individului respectiv poate să-l ajute enorm cu tot ce înseamnă factori de risc care vin. Noi nu vorbim aici de legea absolutului, vorbim de legea probabilităților. Școala britanică m-a învățat întotdeauna să stau în fața unui pacient cu legea probabilităților. Nu înseamnă că ți se întâmplă ție. Tu poți să intri într-un procent sau nu poți să intri în procentul respectiv. Dacă eu îți spun că la vârsta pe care o ai, la tensiune pe care urmează să ți le... o să ne întâlnim și aici, îți dai seama. Așa. Cu ce colesterol, cu gradul de consum de și așa mai departe, o să te proiectezi și o să spun că următorii 10 ani vei avea un risc de 7% să.
nu înseamnă că tu, omul din fața mea, vei face acest lucru. Asta este probabilitatea să faci. Dacă ai o genă incredibilă care te va proteja, e câștigul tău. Dar ce faci? Iei revolverul rusesc și învârți butoiul și zici, s-ar putea să fiu sau s-ar putea să nu fiu eu? Și atunci exemplul acesta îmi place să-l aud, pentru că am această poveste pe care o spun multor pacienți. Adică din ceea ce vă spun sunt discuțiile mele pe care le-am cu pacienții mei, care sunt, din punctul meu de vedere, oameni care, până la urmă, dacă rămân ca și pacienții tăi, înțeleg nevoia de a afla corect informația. Domnule doctor, trec la altceva, vă privesc în ochi și întreb ceva care mă muncește. Și celelalte întrebări mă muncesc. Asta mă muncește tare. Aveți și ați avut ocazia, și o să aveți ocazia, să plecați și să vă faceți meseria într-o altă țară, unde standardul la care vă faceți meseria e mai ridicat. Hai să nu formulez cu standardul la care vă faceți meseria e mai ridicat. O să spun că tot ceea ce se numește condiții în care vă faceți meseria sunt altele decât cele de aici. Îmi iau responsabilitatea de a spune că în România încă există medici instituție care se cred divinități și care organizează ritualul sosirii dimineața la serviciu în fața unor pacienți care se adună ca niște prozeliți și care se prăbușesc invocând o formă de milă, de milostenie din partea unui medic. Lucrați într-un sistem în care un etaj de spital poate să fie din secolul ăsta, iar celălalt etaj de acum două secole. Lucrați într-un sistem în care noțiunea de bolniță nu a dispărut, în care promiscuitatea, câinii dintre clădirile unui spital mare, frica de a face un drum de la o clădire la alta nu au dispărut, deși s-au diminuat substanțial în ultimii ani, era o nenorocire acum câțiva ani. Și mai mult decât atât, lucrați într-un sistem în care de cele mai multe ori oamenii spun ferească Dumnezeu să ajungi la spital și când vorbesc despre doctori, spun ferească Dumnezeu să ajungi pe mâna lor. Când lucrați într-un sistem de felul ăsta, cum vă treziți dimineața și vă duceți la lucru? Este cutremurător ce spuneți și în mare parte adevărat, ceea ce nu înseamnă în totalitate. De acord. Am avut șansa să lucrez în sistemul britanic un an de zile. Și, sigur, imediat ce am terminat bursa Societății Europene de Cardiologie pe care am câștigat-o, a venit propunerea de a rămâne acolo. Să am o altă bursă imediat de două ori mai mare ca și banii. Trișam în Marea Britanie. Știți de ce trișam? Pentru că aveam ceva ce niciun britanic nu avea. Ofeream sistemului timp. Timpul meu. Adică, la ora 5, în Marea Britanie, medicul pleacă acasă. Eu, la ora 5, eram acolo. Și întotdeauna exista cineva care avea o nevoie și vrea și el să plece. Și atunci mă lua pe mine să-l ajut. Mă lua pe mine. Eram într-un sistem de training, dar dintr-un anume punct de vedere, din alt punct de vedere, eram într-un sistem în care eu trăinuiam acolo. Și atunci, acest timp pe care tu, ca individ, îl oferi acolo, îți oferă o deschidere incredibilă, plus școala românească de medicină care înseamnă. Și, într-adevăr, nu e greu să pleci din România, să lucrezi afară, pentru că trișezi prin timp, în primul rând, și te integrezi incredibil, plus ai o școală în spate minunată. Dar, să știți că, dacă toți am plecat, n-ați mai fi avut acum în față un om care să vă vorbească de cei care stau. De acord. Iar cei care stau, stau pentru că există, din fericire, date clare că sistemul românesc s-a schimbat. Contează foarte mult cu ce te raportezi. Dacă tu iei sistemul britanic și te raportezi la el, e grav, este exact povestea dumneavoastră. Aia este povestea, tristă. Dar dacă iei spitalul meu și îl compari cu spitalul meu din urmă cu 20 de ani, lucrurile s-au schimbat. Am onoarea să lucrez într-un loc care, din fericire, omul sfințește locul și oamenii de acolo au sfințit locul lor de acolo. Și există mulți oameni din multe spitale din România care și-au sfințit locul.
Și sunt oameni pe care îi vizitez în Târgoviște, orașul meu natal, care sfințesc locul și au o altfel de atitudine. În Argeș, în Pitești, de asemenea, în Ploiești. Adică sunt oameni care acolo unde sunt au făcut o diferență. Raportat din punctul în care ai făcut comparație cu trecutul tău, ești cu mulți pași în față. Dacă acești oameni ar pleca acolo și de acolo se întorc și spun sistemul românesc față de cel britanic, este total greșit. Am colegi plecați în diverse țări, Belgia, Franța, și uneori e discuție pe media și așa mai departe, în care de acolo arată cu mâna acolo. E total greșit. Aveți pacienți din zona politică? Da. Le spuneți vreodată, sigur că exagerez, du-te bă înapoi la tine, la serviciul ăla acolo, și fă-n așa fel încât să mai apară niște spitale în România. Du-te bă și fă-n așa fel încât să-ți faci serviciu față de cetățenii care te-au votat. Sunt oameni care înțeleg și cât pot ei de mult, fac. Sunt oameni care după ce își rezolvă problema, nu mai fac nimic. Este foarte greu să spui că omul politic face sau nu face. Poți să spui că un om politic poate să fie un om deosebit, dar sunt mulți oameni politici care nu intrăm în amănunt. Ultima întrebare, domnule doctor. Ați luat vreodată șpagă? Ce e șpagă? Cuvântul șpagă este un cuvânt care doare enorm de mult lumea medicală. Ați luat vreodată un plic? Un plic cerut este unul dintre cele mai urâte lucruri făcute. Cineva face sau a făcut lucrul acesta, cred că ar trebui să-și găsească o cu tot o altă vocație. Dar un plic primit, fără să-l cer, e mai ok decât plicul cerut? Sistemul vechi de medical românesc gândea acest lucru odată de mult. Și cu siguranță că sunt oameni care, indiferent cum îi vei privi, au trecut prin acest sistem ca și o normalitate a sistemului. Acest lucru, din punctul meu de vedere, nu există ca și atitudine a oamenilor lângă care sunt și inclusiv a mea. Domnule doctor, mulțumesc foarte frumos. Sper din tot sufletul să n-ajung să ne cunoaștem în meseria dumneavoastră, ci în cu totul și cu totul alte împrejurări. Dar cel mai important lucru e că sunt absolut sigur că port mesajul multora dintre cei care ne urmăresc acum. Vă ținem pumnii pentru că felul dumneavoastră de a vă face meseria și felul unora dintre colegii dumneavoastră de a face meseria, când se va transforma într-o masă critică, o să însemne o schimbare fundamentală pentru țara asta. Numai că și noi avem enorm de multe lucruri de făcut în situația asta. Trebuie să vă ajutăm să ne ajutați. Poate că e mai important încă decât partea cealaltă a discursului. Mulțumesc foarte frumos, vă țin pumnii să aveți succes în tot ce faceți. A fost o reală plăcere să fiu alături de dumneavoastră și cu siguranță că această emisiune deschide mintea, în primul rând mintea mea, către un alt fel ce poate să existe în televiziunea din România. Mulțumesc. Mulțumim foarte frumos. Să ne facem datoria. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem săptămâna viitoare. Noapte bună!